Bună ziua, domnule Dorobanțu, vă rog frumos să ne spuneți în ce situație sunteți după accidentul grav în care ați fost implicat pe 27 decembrie 2022. Foarte grav. Mi-au scos plăcile de la picior. Am avut o secreție seafă pe locosul auriu. Mi se mișcă osul în prezent. Trebuie altă operație. Da. Și dumneavoastră, practic, sunteți în imposibilitatea de a munci acum, da, să înțeleg. Da. Beneficiați de vreun sprijin din partea angajatorului sau din partea statului? Nu, deocamdată nu. Acum am băgat dosarul de pensionat. Organele de cercetare penală ce v-au spus despre accidentul în care dumneavoastră ați fost implicat? Nimic, nu ne-au spus nimic. M-am tărât până la sediu, la poliție, la Znagov, dar am dat declarație, atât. Dar ce s-a întâmplat mai exact în ziua de 27 decembrie? Șoferul a dormit la volan. Vă rog să-mi detaliați puțin. Veneați de la București, din câte știu. Da, ne întorceam de la muncă pe 27 decembrie, ora 6 seara, da, pe autostrada A3. Da. Atunci eram conștient. Am văzut când a dormit la volan și a luat total dreapta și a rupt parapeții de susținere. Da. M-am trezit după accident. Am pierdut conștiința. Știu că și-au pierdut și două persoane și-au pierdut viața la accident. Da, și-au pierdut două persoane, Anton Ionuț și cum îl cheamă pe celălalt? Pe George. Șerban. Am înțeles. Și practic dumneavoastră sunteți unul dintre supraviețuitorii accidentului, da, da, alături de șofer și un alt alt coleg de-al dumneavoastră. Da, da. În prezent ce așteptări aveți? Ce doriți să se întâmple? Să facă ordine, nu știm nimic nici de dosar, nici nimic, nu ne-a venit nimic. Șoferul e bine, mersi, merge pe drum și face numai mișto de noi, zice că să plătească cine e vinovat. Da. Vinovat suntem noi că trăim. Angajatorul v-a transmis ceva? Nu, nimic. Contractual dumneavoastră cu el, mai sunteți în vreo relație în prezent? Da, vorbim de că la telefon, ne rugăm să ne dea banii medicale. Iar de la poliție spuneți că nu aveți nicio veste cu privire nimic, la mersul anchetei. Nimic, cu accidentul nu avem chiar nimic. Nu știm nimic.